Partidă dificilă pentru Avântul Reghin în etapa cu numărul 8 a Ligii a 3-a de fotbal Seria 5. Reghinenii se deplasează pe terenul ocupantei locului secund în serie, Hermannstadt. Partida de la Sibiu va avea loc miercuri 19 octombrie de la ora 15 și va fi una dificilă și din alte puncte de vedere. Să sperăm că se trezește, să sperăm că putem să remontăm după înfrângerea asta. O să fie ușor, dar asta e fotbal. Anul trecut a fost foarte bine, din păcate... A fost un început bun totuși de campionat și, nu știu, căderea după meciul de cupă. Probleme care noi nu putem să le, știu eu, să le controlăm. Încercăm să ne pregătim, avem ceva probleme din celelalte puncte de vedere, dar asta e, trebuie să ținem capul sus, să mergem mai departe, n-avem ce face. Antrenorul reghinenilor, Vili Stoica, speră să-l poată avea la dispoziție pe coordonatorul de joc, Luca Paul, absent în partida din etapa trecută pierdută de reghineni pe teren propriu cu scorul de 0-2 contra celor de la FC Zalău. Înaintea partidei din etapa 8, Avântul ocupă poziția 9 în clasamentul seriei cu 9 puncte, la 10 lungim distanță în spatele adversarilor din Sibiu. Hermannstadt ocupă poziția secundă cu 19 puncte, la egalitate cu liderul Sănătatea Cluj, care conduce la gol averaj.